În sezonul de încălzire, la agentul termic furnizat de termoelectrică au fost conectați 4.820 de consumatori, iar în prezent rămân conectați la încălzire 112 consumatori. Datele au fost prezentate de către directorul interimar general al instituției, Iurie Lozovan. În sezonul deja aproape finalizat, noi am avut conectați 4.280 consumatori de diferit tip și acum am să vă spun de care. Acum, la momentul actual, la ziua de azi, avem conectați la încălzire 112 consumatori. Cum ar fi? Blocuri locative, 19. Agenții economici, 41. Obiecte publice, 38. Case particulare, 14. Când vor solicita deconectare, ei vor fi deconectați. În același timp, pentru a asista furnizarea agentului termic, consumatorii trebuie să se adreseze cu o solicitare în acest sens către termoelectrica. Pe 29, asta e vineri, după masă deja aveam peste 1700 de blocuri deconectate. Deci toți care au solicitat au fost deconectați. Ca luni, pe 1 aprilie, să apară dispoziția primăriei prin care se anunță sistarea sau încheierea sezonului de încălzire. Amintim că luni 1 aprilie, Primăria Municipiului Chișinău a declarat închis sezonul termic 2023-2024 pentru toți consumatorii. De asemenea, potrivit instituției, consumatorii vor fi asigurați în continuare cu apă caldă menajeră livrată centralizat.